Autoritățile din California au dat publicității imagini cu soțul omului cu numărul 3 din Statele Unite, Nancy Pelosi, care a fost prins beat la volan. Paul Pelosi, soțul șefei Camerei Reprezentanților SUA, a pledat vinovat la acuzațiile de conducere sub influența băuturilor alcoolice, aceeași infracțiune pentru care și fostul premier al României, Florin Câțu, a fost încarcerat în tinerețe în Statele Unite. Pe 28 mai, în acest an, soțul lui Pelosi, vizibil aflat sub influența alcoolului, a provocat un accident la nord de San Francisco, motiv pentru care a fost arestat pe loc, iar acum după 3 luni a fost condamnat la 5 zile de închisoare și 3 ani termen de încarcerare. Paul Pelosi va face și muncă în folosul comunității. La instanță va trebui să urmeze niște cursuri speciale pentru șoferii care sunt prinși beți la volan și trebuie să plătească o amendă de $7,000. Abia se ținea pe picioare, spune poliția americană care a eliberat imaginile. Prins băut la volan după ce a provocat un accident, Pelosi a spus că băuse doar un pahar de șampanie și un pahar de vin alb. El era plin de vânătăi și răni pe mâini și pe antebrațe când a ajuns poliția, iar ambele mașini fuseseră avariate.